Ca să ajungă pe munte, de multe ori, salvamontiștii sunt nevoiți să traverseze drumuri naționale sau județene. Închipuiți-vă doar cât de aglomerat este Transfăgărășanul vara. O fetiță de 7 ani, cetățean american, care pe traseul de la Bâlea Cascadă către Transfăgărășan a căzut într-o propastie 30 de metri. Nu am putut efectiv nici să ieșim cu mașina din fața bazei de salvare de la cota 2000. Am fost nevoit să trimitem unul din colegi cu stație cu o motocicletă să treacă tunelul, a oprit circulația în partea cealaltă de tunel și am făcut efectiv o oră jumătate pe 15 km. Un caz recent unde intervenția salvamontiștilor a fost vitală este accidentul în urma căruia 3 militari au murit, iar 9 au fost răniți grav. Camionul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă în județul Argeș, iar singurii salvatori care au putut ajunge în siguranță la ei au fost salvamontiștii. Doar că aceștia au făcut aproape o oră până la locul accidentului. Sunt foarte multe acțiuni în care trebuie să ieșim pe șoselele publice, nu se întâmplă numai lângă baza Salvamont. De multe ori, pentru o deplasare de o oră, se poate întâmpla să faci 3 sau 4 ore. Proiectul de modificare a codului rutier care le-ar permite salvamontiștilor să aibă girofar pe mașini a fost depus în Parlament după accidentul aviatic din Munții Apuseni, adică acum 4 ani. Se tot blochează, nimeni nu mai înțelege. Am convins toți colegii. Și în unanimitate am primit raport de adoptare de la cele 3 comisii raportoare. Cu toate astea, reprezentantul Inspectoratului General de Poliție din România s-a opus de fiecare dată și a venit cu niște argumente că râdeau toți de el. Deocamdată, poliția română nu ne-a răspuns de ce nu agrează folosirea girofarului la misiunile de salvare pe munte. În total, salvamontiștii au 74 de vehicule în cele 38 de structuri din întreaga țară. În primele 10 luni ale anului, salvamontiștii au avut peste 5.300 de acțiuni și au salvat peste 6.000 de oameni.